Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Survival, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Evident, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, am văzut că ați apreciat foarte, foarte mult episodul anterior de Survival, iar astăzi, evident, am zis să revin cu unul nou. Pentru acest episod v-am pregătit din nou foarte multe chestii speciale. În principal, după cum v-am spus și în episodul anterior, o să vă pun pe perete pe toți cei care au scris comentarii frumoase, deci, na. Bineînțeles că o să pun puțin speed, pentru că nu o să stau foarte mult să vă pun pe toți și la final, după ce o să termin, o să vă termin de pus, o să vă citesc pe fiecare în parte, deci să trecem la treabă. Hai să mă duc rapid să fac niște sign-uri. What? 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 Avem un cadou aparent, slash, am deja fraiul. Lol. Ce avem noi aici, frate? Eram pregătit să mă duc în casă. Vreau pe perete, pomohaci, slash, Adrian. Aolo, avem un cadou de la pomohaci aparent. Lol, Sharpness 3 în Breaking 3, mersi foarte mult, frate, văd că ești și online pe server, unde ești, frate? Uite, acolo e Adrian. Respect, Maxim, frate, îți mulțumesc mult, blocul de emerald. Mamă, 4 capete de Enderman, super tare, dar nici nu cred că am loc să iau tot de aici, dar torțele nu o să le iau. De fapt, da, pot că oricum am. Mai, îți mulțumesc mult, frate, mamă, câte pickaxe-uri OP avem aici, ești nebun, îți mulțumesc mult, frate, chiar nu mă așteptam, sincer. Respect maxim, mamă, și Glowstone ne-a pus aici respectele mele, Adrian Ită, bă. Ok, hai să nu mai lungim vorba, chiar nu mă așteptam, sincer, doar ce am intrat pe server și am văzut că am un cadou. Ok, începem în forță, aparent, hai să trecem la treabă. Deja am pus foarte, foarte mulți, frate. O să vedem noi la urmă. Slash fly, să vedem, e activat. A, era activat deja. Hai să mergem să mai fac rost de lemn. Și să vedem unde am toporul aici. Pentru că, bineînțeles, mi-am nevoie de foarte mult lemn. Asta e, se mai întâmplă. Asta se întâmplă când vrei să faci peretele abonaților. Dar nu no problem că n-am găsit aici mult lemn. Mai am depus cam vreo 3-4 și na, vedem ce facem în continuare. După care o să-i citesc pe toți și revenim apoi, mamă, deci deja mă doare mâna cât am tastat, cred că ați văzut și voi. Bun, ok. Cam așa arată peretele. Acum o să citesc toate numele de la primul până la ultimul. Tip Code, George și altele. Ionuț Roman, The Claw, It's King, Headshot, The Killer Game, Griffin, The Marius Ro. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Gamerul Mihai la datorie, Ducky for 2022, Adrian ITB, OK Pomohaci, Cosmin 17, The Fake Blue, Adam Matei, Alex Alexandru, Bogdan Grecu, Grandepal, OK, Andrei Marin, Iremus, Alexus SD, Nuțu Codrin, Nightmare, Ro, It's Alex 007, Underline, Bro Gamer, Bitsu, Hunter 23, Rafa, mi se pare, Rafa, I'm Fox și Foxy Mix. A, și mai era Leo Zrână, mi se pare. Leo Zrână și cam atâta. Bineînțeles, dacă mai vreți să apăreți pe perete, să-mi lăsați acum un comentariu ce vă place cel mai mult la mine pe canal. Sau care este seria voastră preferată, bineînțeles. Și eu o să vă pun pe perete în episodul următor. Fraților, cam asta a fost. Arată super interesant, o să vedem cum o să mă descurc eu la thumbnail. Acum să trecem la surpriza pe care v-am pregătit-o pentru acest episod și anume baza din Nether. Astăzi o să ne apucăm de o bază în Nether, bineînțeles. Acum să pun toate chestiile pe care le-am primit de la prietenul nostru Pomohaci. Ok, hai să punem pickaxe-ul ăsta aici. Mamă, dar avem multe chestii de lemn, avem nevoie și de stone în același timp și de stone bricks. Cam astea ar fi. Hai să mergem la slash home,
Andrei, mi se pare, am setat de atunci. Și da, sper că v-a plăcut. Deci, încă o dată, dacă mai vreți să apăreți pe prieten, în comentariu ce vă place cel mai mult, am înțeles. Dacă nici nu a fost lag. Cam așa arată, fraților. Am făcut eu o platformă. Am stat vreo oră, mi se pare, să găsesc un loc și am găsit într-un final. Și o să ne apucăm de o bază destul de mare, o cetate, poate, de ce nu. Hai să punem toate chestiile în inventar. Bun, deci acum avem în principal nevoie de stone. Hai să punem și săbile. De fapt, sabia asta primită cadou o să o pun aici, pentru că, sincer, chiar nu strică. Hai să luăm stone-ul, stone bricks-urile și quartzul. Am mai făcut ceva roșii de ceva quartz și de ceva nether bricks. Ok, deci cam asta e. Ia să vedem ce, unde să punem noi ceva stone. Cu stone aș vrea să încep, dar nu știu cum o să vin asta e chestia proastă. Cred că n-a ceva în gen cam așa, momentan. Ce ziceți, ar merge? Cam așa doar. Și după să punem un rând de stone bricks, oare? Ce ați zice, ar merge? Nu știu dacă o să-mi ajungă asta chestia proastă, va rămâne de văzut. Nu vreau să fie o bază foarte, foarte, nu știu, frumoasă. O bază nether, că na, până la urmă e frumos să ai o bază nether. Pac, pac, pac. Și acum să mergem, deci am lăsat cât am lăsat liber. Un rând am lăsat, ok. Ca să știu să vin și două, cam de aici ar trebui să încep. Bun. Ia să vedem. Cred că, na, cam atât ar fi. Perfect. Și nu uitați să apăsați și butonul de like dacă doriți cât mai multe clipuri de survival la mine pe canal. Ia să vedem dacă filmează și OBS-ul. Super tare. Dacă nu, o să mai punem pauză pentru că, na, nu are rost. Ia să vedem și punem aici stone rapid. Perfect. Bun, ia să vedem dacă am venit corect. Da, frate, ești nebun, la fix am venit. Și acum să punem, cred că așa, așa, așa. Perfect. Și acum să venim și dacă au zis ceva sunete pe fundal, îmi cer mii de scuze. Lol, iarăși a fost lag. Unde am terminat copul? Aici am terminat copul, un terminat cop foarte OP, frate, deci chiar foarte OP. Aoleu, de fiecare dată pățesc așa, aripă stone, bricks. Bun. Și acum să vin eu undeva și ceva cam... Uite, să vin eu așa. Ce ziceți? Și să rămână doar una. Părerea mea ar fi că ar arăta super bine. Dar apoi o să mai vedem, o să mai adăugăm noi unele chestii. Mamă, deci de ce de fiecare dată pățesc eu asemenea chestii? Uite, deci tu, e puțin lag pe server. Am văzut că a prins chiar foarte bine episodul anterior și pe parcursul acestui episod... Nu, că așa nu mai putem continua efectiv. Așa nu mai putem continua. Ia să vedem. Perfect. Acum, da, ne folosim de fly, dar dacă e voie cu fly-ul, ne folosim cât putem de el. Bun, cam atât, că nu mai avem foarte mult stone bricks. Da, deci cam așa o să arate intrarea. Eu zic că e destul de interesantă pentru un începător. Acum hai să ne folosim puțin și de quartz. Acum să vedem cum punem noi quartzul. Am putea pune, uite, așa... Uite. Și ceva sticlă. Am ceva sticlă, mi se pare, aici. Nu știu dacă o să reușesc. Aolo. Aolo, stați că mă ia cu criză. Parcă văd că o să pică. Să punem... De fiecare dată pățesc o asemenea chestie. Ok, hai să vedem ce facem. Deci cam așa să arate. Mie unul îmi place foarte mult. Chiar foarte mult. Hai să facem rost rapid de sticlă. Uite, mai avem și ceva quartz slab. Deci, na, sper să vă pleacă. Să facem și cu gărduleț. Hai că mă bălbâi și eu dacă e. Aici să punem sticlă, gen. Ce ați zice ar merge? Nu știu, stă unul nu arată prea interesant, deci nu prea ar avea rost. Să venim cu sticlă cel puțin. A, deci nu mai avem? Sau ba, da, mai avem încă un step. Să punem și pe aici. Ce ziceți? Hai să punem așa măcar aici, să se vadă frumos. Hai că una am distrus dacă e. A, dar mi-o dă înapoi, mamă, cât de tare e ternăcopul ăsta, chiar îmi place mult. Cât de tare e ternăcopul ăsta. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Ia să vedem, punem și aici. Așa. Hai să o luăm înapoi. Eu, îmi dai și mie fier pe lăsă. Văd că abonatul mă tot spamează, dar filmez, frate, și îmi pare rău că nu te pot ajuta, dar nu am cum să te ajut. Hai să scriem slash TLL Adrian filmez și nu pot acum. So
să o rărăi. Bun. Na, hai că arată destul de interesant pentru un moment. Nu știu cum o să-i fac acoperișul, mamă, deja vin ăștia. Ok, salut, Tita, am înțeles. Mamă, deci ăștia vin să mă provoace, aparent. Aveți ceva lemn și de lemn, probabil că o să ne folosim. Am aici un crafting table, oare dacă fac eu o chestie? Uite, avem 48. Oare dacă aș mai pune un rând de... Nu știu ce aș putea să pun eu, asta e chestia proastă. Oare dacă aș pune slaburi? Ce... Cum ar arăta aici doar? Ia să vedem. Nu știu dacă ar arăta foarte, foarte bine, dar... Na. Ok, uite, cam așa ceva în genul să arate. Nu știu dacă o să-mi ajungă, dar cred că la fix doar. Așa. Perfect. Hai că arată destul de interesant în formă de M. Mai că mă pricep și eu la design cât de cât. Bun, și aici să punem, uite, cam așa ceva în gen. Și mai avem aici 48. Aici numai așa, dar nu ar merge. Sau să punem așa, oare? Uite, cam așa. Bun, aici probabil că vom pune o ușă, de ce nu? Dar vedem noi ce ușă o să punem. Deci acum ar fi cazul să mă apuc de acoperiș, dar nu știu cum să-l fac, asta e chestia. Cred că o să-l fac din... O să văd eu acum ce o să fac. Am nevoie, v-am spus, de foarte mult stone. Uite, așa ceva în gen. Stone slab. Facem aici foarte multe stone slaburi. Și probabil că o să... Nu știu, o să pun iară ceva speed. O să am de editat la videoclip, dar asta e partea a doua. Ia să vedem. Aruncăm foarte multe chestii. Văd că mă atacă băieții, deci da, a revenit. Să vedem ce o să reușesc să fac. Mamă, deci chiar sunt foarte, foarte supărat pentru că nu mi-a filmat OBS-ul, frate. Ci, nu știu dacă am filmat ce am făcut aici, habar n-am. Dar în principal cam așa arată. Părerea mea e că se vede destul de frumos, sincer. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Acum, da, sper să iasă o bază destul de frumoasă. Deasupra o să punem torțe în principal. Aici, pe mijloc m-am gândit să vin cu ceva nether brick, mi se pare, sau board, habar n-am. Cum se numește, nici acum n-am reușit să aflu. Dar dacă nu mai facem rost, dacă nu o să-mi ajungă, că n-am cu siguranță că nu o să-mi ajungă. Sau ba da. La fix. La fix, doar super tare. Mamă, cât de interesant o să arate. Și o să ne, poate o să ne mutăm în Nether, de ce nu? Uite, aici am greșit, din păcate. Ia să vedem dacă filmează și OBS-ul. Bineînțeles că filmează. Îmi pare parte, am reușit să termin baza. Chiar mă bucur că am reușit să realizeze o asemenea construcție, chiar dacă nu arată foarte, foarte interesant, însă n-am zis că cât de cât. Acum, ce aș mai vrea să fac, aș vrea să mă folosesc de stone, să pun stone pe aici, frate, că am nevoie neapărat să mai de spațiu. Am nevoie de foarte mult spațiu. Ia să punem aici, așa. Pe parcursul acestui episod, în principal, o să mai vorbesc despre programul de postat. Încă o dată, pentru cei care mai doriți să apăresc pe perete, dar trebuie să lăsați un comentariu pozitiv și cam atât, dar restă nimic la acest videoclip. Un comentariu pozitiv gen ce vă place cel mai mult la mine pe canal. Nu, deci nu ca și persoana cum v-am rugat la giveaway, ci apropo giveaway-ul o să-l facem mâine, extragerea giveaway-ului. Nici mai pot să vorbesc cu fratele meu. Uite, mai avem aici chiar foarte mult stone, avem, nu știu, mă bucur că am atât de mult stone.
O să iasă ceva frumos, sincer. Puteam să pun ceva Netherrack pe în loc de stone, dar am zis mai frumos o să arate cu stone. Hai să venim așa. Uite, cam atât ar veni. Bine, mai trebuia un rând, dar asta se mai întâmplă. O să-l punem acum. Pac, pac. Și să punem sub noi. Chiar nu așteptam să prind atât de bine episoadele de survival la mine pe canal și vă sunt extrem de recunoscător pe această cale. Am un pickaxe foarte pe frate, deci chiar mă bucură. Și vă mulțumesc mult pentru tot ajutorul. Asta e bai... Nu, asta e challenge dat de mine sau primit de la Adrian, nici nu mai știu sincer. Că și mie mi-a dat un tenocop destul de frumos, bun din câte mi-am amintesc. Uite așa, pac, pac și pac, pac. Cam asta e, fraților. Și în față o să punem ceva guard, nu știu, o să mai văd, o să mai stau și off-camera în principal. Aici nu știu, nu m-am gândit cum o să amenajez sau ce aș putea să pun eu. Am nevoie de gard, uite aici, am 64. Uite pe aici, prin afară vreau să. Uite, cam așa ceva în gen. O să pun, să văd unde e mijlocul, da, vedem noi după unde e mijlocul. Dacă nu mergem și mai facem rost. Mamă, dar o să fie o bază destul de interesantă, trebuie să recunosc. Deci de acolo am început, bun. Și de aici să venim, uite așa. Așa. Perfect, și să intrăm noi aici. Și aici o să spargem, bineînțeles, și o să facem, nu știu, să și mai... Am nevoie și de ușă, mă duc acum rapid să fac și o ușă, pentru că, na, așa e frumos. Să avem și ușă la bază. Maolo, fac ce este, mamă, ce noblețe, frate. Asta se vede că n-a fost ziua mea la filmat. S-a văzut clar. S-a văzut clar că n-a fost ziua mea la filmat. Bun, și cam așa o să arate. Am pus jos ușa și aici oare aș putea să pun ceva. Cât de frumos. Sau nu, hai să pun, să fac eu următoarea chestie. Uite, dar să vedem dacă merge. Nice. Mamă, cât de interesant o să arate. Bun, și acum nu știu, să mai vin cu ceva stone, ce ziceți? Hai să vorbesc până pun aici stone despre programul de post, că n-am săturat să tot pun muzică pe fundal. E bine, fraților, în această săptămână, na, în principal o să postăm Minecraft mai mult, o să postăm și ceva meciuri de competitiv, dar tot la 2 zile m-am gândit să pun competitiv, pentru că, sincer, chiar zi de zi nu prea ar da bine, știi? Și nici nu prea am timp să filmez competitiv, pentru că n-am mai fiecare meci trebuie să stau, sau mai la fiecare meci trebuie să stau câte, nu știu, 40 de minute maxim. Și, nu, și dacă nu-mi iese din prima, vă dați seama că e puțin cam nasol. Trebuie să stau mai mult. Dar, na, o să fac tot posibilul să postez. Ia să vedem, punem aici rapid. Oricum, acest episod nu o să dureze foarte mult, că baza în principal am terminat. Tot părerea mea e că a ieșit ceva interesant. Mai mult ne-am bazat pe baza, pe editare la acest clip. Și mai avem, încă mai avem, deci putem să ne folosim de el. Bun, mamă, dar arată interesant, nu glumă, gen, chiar nu mă așteptam. Am fraiul, ba da, mamă, cât de tare arată. Și dacă mai am ceva guard, pot să vin așa, uite. Uite, cam așa ceva în gen. Și acolo, nu știu, să pun alte chestii. Da, chiar ar merge, ar merge. Bun. Să mă gândesc să fac și ceva intrări pe aici. Nu știu ce ziceți. Uite, așa, așa. Și aici iarăși. Așa și așa. Perfect, ca în ambele părți, ca să am acces, bineînțeles că poate mai pun ceva aici, un alta. Și acum deschidem ușa rapid. Vreau să mă duc puțin la... să fac eu o chestie. Nu, asta am vrut să fac eu, frate. Știu că era o chestie. Uite așa, da. Uite, un fix de una am nevoie, rapid. De fapt, de două, una... Uite așa și gen... Încă de una mai am nevoie. Perfect, mergem și facem no problem. Așa, iar așa am pus două. Mamă, dar paralizat sunt astăzi, nu glumă. Paralizat sunt astăzi. Bine, pe juca Minecraft Twisterul. Oare aici? Uite așa, perfect. Și dacă e, perfect, intru. Super tare. Bun, aici nu prea mai am ce să pun. Deocamdată cam așa arată. Eu undeva în formă de inimioară, nu știu cum, uite. Dar chiar a dat destul de bine, cât de tare arată dacă stăm să ne uităm așa. Și bineînțeles că în episodul următor ne vom continua baza și vom veni așa și o să cuprindem mai toate. De asta vreau să mai pun puțin stone pe aici. Cred că mai am încă destul de mult stone și eu să mai pot pune. Încă, na, câte 3 rânduri, poate chiar 4, de ce nu?
Pentru că vreau să fie destul de mare baza, știți? Nu de alta. Ia să vedem dacă filmează. Deci o să mi că nu se mai ține foarte mult. Deci, încă o dată, v-am spus, cei care mai doriți să-mi spuneți, înscrieți acolo comentarii și o să vă spun la început, o să vă pun la începutul episodului următor. Pentru că n-am vrea să apară toată lumea, să nu fie supărare și... Ia să vedem. Dacă am venit cu unul mai în plus... Hai că mai punem unul dacă e. Că stăun avem destul de mult. Dacă nu facem rost. Mai ales la ce ternăcop avem. Mai trebuie să stăm la furnez. Deja suntem la un nivel mai avansat, pot să zic. Ceea ce e super tare. Mamă, deci ce urăsc chestia asta. Hai să punem câte două. Dar nu, stau cu shift-ul de alta și mă cam enervează. Ok, perfect. Doar e la bască, cum ziceau unii. Ia să vedem, nu știu dacă o să ne ajungă. Da, din păcate cred că nu o să ne ajungă. Dar încercăm să facem să ne ajungă. Totuși câte 3 e mult încă. Dar cred că mai am și princes ceva și princesul de acasă. Mai trebuie să mă duc și pe acasă pentru că prea mult stat în Nether strică. Ok, pac, pac, perfect și mai am nevoie încă. Prin inventar... Oh, am încă 64, no problem, ce să mă mai duc acasă sau la acestul de aici. Bun, fraților, și aici mai am ceva gard. Uite că mai am aparent și hai să venim. Uite, pac, 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 pac. Și cu fly-ul venim așa frumos. Nu aici. Perfect. A, nu, dacă mai tot am două, uite, ar arăta frumos așa. Uite cât de tare ar arăta. Nice, fraților, mamă, cât de... Cred că e cea mai frumoasă bază din Nether pe care am reușit să o realizez. Fraților, cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, am terminat într-un final baza din Nether, cam așa o să arate și aici, gen, nu știu, o să fac diferite construcții, nu știu, o să văd eu, o să îngrădez, nu știu, o să văd eu ce să fac. Oricum, Flor, știu că nu pot să aduc în Nether, deci na. În principal, cam asta e, mamă, cât de tare arată aici, nice. Cam asta e și înăuntru o să văd eu ce o să fac, mai în principal trebuie să rezolv și chestia asta cu partea din spate, pentru că nu prea vreau să intre lumine, să vreau să pun torțe. O să încep să fac și ceva mecanisme. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și noi ne vom revedea în episodul următor, deci ciao!